Brigada românească la un meci din preliminariile campionatului mondial de futsal din anul 2024, etapa principală. Cei doi arbitri internaționali ieșeni au fost delegați de către UEFA în preliminariile campionatului mondial din anul 2024 la meciul dintre Norvegia și Serbia. Partida se va disputa la Oslo miercuri 5 -8 noiembrie de la ora 18 ora României. Echipa de arbitri va fi completată de către piteșteanul Liviu Chița, observator de arbitri fiind francezul Romuald Burgoa. Naționalele calificate în faza principală a preliminariilor lor au fost împărțite în 12 grupe de câte trei echipe. Jocul dintre Norvegia și Serbia este primul din grupa nouă din care mai face parte și Franța, aceasta fiind una dintre cele mai echilibrate grupe. Cea mai titrată echipă a grupei nouă este Serbia, locul 6 în clasamentul coeficienților europeni și participantă la 6 ediții ale campionatelor europene. Cea mai bună clasare fiind locul 4 în anul 2016, când competiția europeană a fost organizată chiar de către sârbi. De asemenea, Naționala Serbiei a participat și la campionatele mondiale organizate în Thailanda în anul 2012 și în Lituania în anul 2021. Echipele Franței și Norvegiei ocupă locurile 21 respectiv 30 în clasamentul european al Naționalelor de Fotbal în sală și echipa României va juca în această de etapă fiind repartizată în grupa 8 alături de Finlanda și Danemarca. În faza următoare a competiției, Runda de Elită, se califică câștigătoarele celor 12 grupe și cele mai bune patru echipe clasificate pe poziția a doua în clasamentul din fiecare grupă. Vlad Ciobanu și Bogdan Hanciariu că sunt arbitrii internaționali de fotbal în sală din anul 2017, respectiv anul 2019.